Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi, pentru prima oară din, nu știu, de foarte mulți ani încoace, mă vedeți și voi bărbierit, dar nu despre asta este vorba. O să vorbim despre cum a fost la Comic-Con. M-am costumat ca și Sting, am pus așa niște indicii pe Instagram și pe YouTube, unii v-ați prins, unii nu. Am pus indicii cum ar fi o poză cu o cioară cu un cuțit în gură, deși Sting n-avea cuțit. N-a găsit o cioară cu o bâtă în gură. Nici după ceafă. Am pus-o pe comunitate pe YouTube. Pe Instagram am mai pus story-uri care aveau un colț, un sticker cu un scorpion sau cu un condor. Că Sting avea și un condor la un moment dat. Și da, unii v-ați prins, unii nu. Ideea e că a fost super tare. Nu și-a făcut nimeni atâtea poze de când sunt videoclipper și streamer și mai liver și cum vreți voi să vă derubiți. Deci de când fac ceea ce fac, n-a venit atâta lume să-și facă poză cu mine. Tot adunat, tot de aproape 10 ani, 9 ani de când fac, n-au fost atâția câți au fost sâmbătă. Într-adevăr, n-au fost toți fanii mei. Unii ați știut că vin, ați fost activ pe Instagram, am pus postare că sunt acolo și mi-ați scris, bă, unde ești că vreau să ne facem o poză. Dar au venit foarte mulți oameni din nicăieri și pur și simplu le-a plăcut cum arătam pictat așa pe față. Ceea ce mă bucur că am făcut niște oameni fericiți că și-au făcut poze cu mine. Au venit mulți, costumați în Kratos, în fel și mai fel de caractere din jocuri. Inclusiv au fost niște tipe costumate fie în caractere din LOL, fie, nu știu, ceva demoni, anime. Bă, arătau, eu credeam că se ducea la un show de striptease, nu la o chestie unde sunt foarte mulți copii mare parte. Au vrut să, deci foarte multă lumea care nu mă așteptam, au vrut să-și facă poză cu mine în costumul de Sting. Cel mai mișto compliment l-am avut tocmai de la Dan Cadar. Eu mai mult pentru zona IT am vrut să merg înăuntru acolo. Apropo, pentru cei care vreți să mergeți pe gratis, puteți să mergeți, nu vă cumpărați bilet, dar stați în curtea de la Romexpo și, nu, și doar nu intrați înăuntru unde sunt toate standurile cu jocuri, cu animeuri, cu filme, cu de toate. Rămâneți afară, dar măcar sunteți cu toți ceilalți. Mai ales că a fost și un DJ, dansa lumea. Erau vreo 300 de oameni care făceau dansul pinguinului, mi s-a părut o nebunie. Dar a fost mișto. Cel mai frumos compliment mi l-a făcut tocmai Dan Cadar. Că l-am rugat, putem face o poză? Și a zis, bă, eu ar trebui să-ți cer ție să-ți fac o poză, deci arăți belea. Și am zis, mersi, dar n-a fost mare scofoală să mă costumez. Porpalacul ăsta l-a primit taică-miu la o pomană, l-a bufni râsul când i-am zis de pomană. Și după ce ne-am făcut pozele, i-am zis, da, să știi că nu sunt membru de la KISS. Și a rămas un pic, dacă nu ești de la KISS, care ești? Și un alt membru din echipa lui. Ești Sting. Uite, perfect, avem un om de cultură. Bă, și chiar i-a plăcut. Și am mai discutat nițel despre ce face pe internet. Dar oricum, mi s-a părut genial complimentul. Eu ar trebui să cer să fac poză cu tine, că arăți prea mișto. Acum, na, dai seama, e datoria lui să-și facă publicul fericit până la urmă. Da, având în vedere că multă lume a vrut să-și facă poză cu mine, pot considera că mi-a și costumul. M-am găsit și cu Hidden și cu Chrome. Era undeva la intrare, eu ieșisem de mai multe ori să mă aerisesc că mi-era cald și dacă transpiram mi se scurgea tot machiajul. Și văd pe Hidden și pe Chrome și mă duc așa la ei și iau de sfârcuri. Ce faceți voi aici? După față nu m-au recunoscut machiat așa, dar după ce am țipat la ei, ce faceți voi aici? Și au luat de sfârcuri și au dat seama că sunt eu. Dacă nu, doar îi luam de țâțe și nu ziceam nimic, cred că mai și dădea Chrome vruna. Sau poate îi plăcea, cine știe. Am pus pe Instagram cele mai faine poze, deci pe lângă poza cu Dan Cadar, am aici o postare cu mai multe. Când m-am găsit cu frații distrugerii, cu Kane și cu Undertaker, adică când l-am văzut pe Undertaker, American Badass, cu centura War Heavy, m-am dus direct, le-am arătat cu degetul și m-am dus după el. La fel, mai era unul costumat în Virgil, din Devil May Cry, tot așa, Virgil, a rămas un pic așa, l-am speriat, treci cu acela o poză. Dar n-au ieșit toate pozele bune și nu le-am postat pe toate. Sunt oricum prea multe, mi-aș fi umplut Instagram-ul numai de poze la Comic-Con. Mai avem aici un Donald Trump, mi s-a părut foarte inspirat. Să vin omul cu mască de Donald Trump și am zis, bă, let's make America great again. Ricardo Milos, stai că și eu mă uit la ce am pe aici, că nici nu le mai țin minte pe toate. Deci când l-am văzut pe Ricardo, am rămas uimit, băi. Tot respectul mă pentru omul ăsta. Că a putut să stea așa la bustul gol, adică erau alți oameni
tremurau în ultimul hal de frig. Erau niște fete costumate la fel, mișto ca în animeuri. Băi, tremurau săracele de frig. Îmi venea să le dau parpalacul meu să se încălzească. Dar oricum, respectele mele pentru Ricardo. Deci l-am avut și pe Ricardo. După aia l-am găsit pe Marian și cu Vadim. Mă rog, nimeni nu știe cum arată Marian, dar important e că a adus telefonul. L-am avut și pe Vadim Tudor. Băi, deci a fost incredibil. Nu mă așteptam să veni careva în Vadim Tudor. Chiar nu m-am așteptat. Și să-l mai ia și pe Marian. Trebuia să-l ia pe Marian de la 2, de la RWA. A, apropo, mică paranteză. În poza cu Kane și cu Undertaker, eu și cu Kane ăla chiar ne știam. Ne-am găsit toate la un show RWA, dar nu ne-am recunoscut unul pe altul. Eu nu l-am recunoscut că era mascat, el nu m-a recunoscut că eram pictat. Am vrut să dau mâna și cu omul Lego, l-am găsit și pe John Cena, am vrut să-i fur centura, dar s-a făcut nevăzut. Și bineînțeles pe cancelarul Palpatine Unlimited Power. Dar îmi place cum am zâmbit și eu în poza aia. Un pic pe la frunte se vede că a început să mi se scurgă machiajul. Am mai multe poze, dar le-am lăsat doar pe cele de pe Instagram. Preferata mea oricum e cea cu Dan Cadar, de-aia am pus-o separată. Mi s-a părut cea mai importantă poză, cel mai șmecher om de pe tot internetul. Ar fi tare să facă un video despre cum a fost experiența lui la Comic-Con și să menționeze faza cu parpalacul de la primitata la o pomană. Eu și cu Celentano, ce mai avem parpalace de la Pomen, dacă ați văzut episodul. În rest, ce am văzut cele mai predominante costume ar fi așa: animeuri la greu, caractere din LOL, Ada Wong, am văzut multe Ada Wong, câteva tipe care erau, băi, mă mir că le-au lăsat acolo, că erau foarte mulți copii de față, deci niște costume, fai de capul meu. Da, și am rămas uimit că fix alea au vrut să-și facă poză cu mine. Una a zis, îmi place, ești rocker, e molou. Nu, nu se molos, doar rocker. Ce glume aveam. Poate o să mai pun pentru membrii. Uite, mai pun pe grupul de WhatsApp pentru membrii mai multe poze. Apropo, am o poză cu încă un YouTuber de acolo care nu cred că mă suportă irele, dar nu și-a dat seama că sunt eu. Și de-al dracu am făcut poză. O pun pe grupul pentru membrii. Nu vreau să încep acum vreo rivalitate, am făcut doar așa de... Că de ce nu? Să mă laud la prieteni sau mai degrabă să mă laud la dușmani cu această poză. O aveți pe grupul de membri, surpriză pentru membri. Cine vrea să fie membru, își ia, nu-l costă mult și intră îl adaug pe grupul de WhatsApp. Aveți o postare cu numărul de telefon, dați mesaj, sunt cu Tărică de pe YouTube și te-am băgat în grupul de membri. Dar revenim la Comic-Con. Deci l-am mai văzut și pe Bogdan Techeș și am trecut pe lângă el. Bă, da, pitic e Techeș. Cred că îmi vine până undeva pe aici. Cu Hidden, cu Crom și cu fratelul Crom și cu o abonată, cu ciupalacul meu, pardon, asistenta care mi-a făcut pozele. Salut, Izzy. Am făcut și ceva misiune la standul de LOL. A trebuit să mergem în nu știu câte părți. Să-l mai luăm pe unul care avea cosplay de LOL, să ne facem poză cu Dita mai Poro în spate. După aia să ne întâi de asta a trebuit să ne alegem fiecare cât un caracter din LOL. Apoi a trebuit să desenăm caracterul ăla, să-l punem pe un perete. Oricum, dintre 5-5 numai Izzy și-a desenat bine caracterul din LOL. Crom l-a desenat pe cel mai oribil și nu eu. Eu a trebuit să-l desenez pe Varus și a ieșit cât de cât ok. Și ne-au dat niște cartonașe, cât o carte de joc cu un cod cu de activat pe LOL. Eu pe lângă că nu mai joc LOL de o grămadă de timp, voiam să-l dau giveaway, dar ghiciți ce? Am pierdut cartonașul, dar mă urs acasă, nu mai eram buzunar. Aie, vă dădeam vouă giveaway, codul ăla de LOL, nu știu ce vă dădeam, habar n-am. Un skin special, nici nu știu. M-am găsit și cu un coleg din generală, el era la pază, l-am văzut o dată, nu eram sigur dacă era el, i-am dat mesaj pe Insta, bă, tu ești cumva pe la Comic-Con? Da, sunt la pază. Și fix când să plec, îi zic, a, salut Ștefane, știi de când te caut? De când? De când a venit? Sau am avut o glumă, ceva de genul. Măcar l-am găsit și pe colegul din general pe care nu l-am mai văzut din generală. Doar pe Instagram am ținut legătura. Mai e ceva de povestit pe acolo? Deci cel mai predominant costum, am zis, a fost tot ce ține de anime și LOL. A mai fost o fetiță care era într-un dita mai penisul. Nu glumesc! O fetiță într-un penis imens. Un carici mai mare decât mine. Nu știu cum de-au lăsat-o acolo. N-am văzut ca în alți ani membrii KKK sau vreun ADH.
A fost din nou un Andrew Tate acolo. La un moment dat erau 4 dinozauri care dansau printre oameni. De nicăieri 4 dinozauri din aia portocalii, cum mai erau și pe la Mr. Beast. Mi-a scris careva, m-a menționat careva pe live-ul Carinei, sau Carinu cum e ea pe YouTube. Tot scria unul: băi, Ovidiu 666, l-a văzut acolo pe Ovidiu, e unul cu părul lung. Și când să mă duc să trec prin spatele standului unde era Carina și făcea live, a închis live-ul. Căci chiar am vrut să trec și să fac cu mâna la cei care întrebau de mine acolo. Da, au fost oameni care, a, apropo, mai erau doi băieți, te salut Sebi, știu că pe unul îl cheamă Sebi pe Insta. Văd după vreo o oră, două că îmi dă mesaj, mai ești la Comic-Con, îi dau poză că sunt afară, uite fix aici sunt. Ne-am făcut poze și după aia nu mai scăpam unul de alții, nu mai scăpam. Deci, jumătate zi nu m-au găsit și după aia nu mai scăpau de mine, ne tot vedeam. Și nici nu mai știam, bă, ne mai salutăm, nu mai salutăm acum. Dar a fost mișto, a fost super mișto. Am rămas uimit de câte poze s-au făcut cu mine. Deci dacă aveți vreun prieten, prietenă, verișor, habar n-am, frate vitreg, elicopter de luptă, care a fost la Comic-Con și a pus poză cu Sting, varianta de pe Wish, să-i spuneți că eram eu. Să-mi dea și mie follow pe Insta, că eu nu prea mi-am dat Instagram-ul. Adică n-am avut astea, vrei Instagram-ul sau să ceri Instagram-ul? Numai la băieții mei cu wrestling. Numai lui Kane și lui Undertaker le-am cerut Instagram, că, na, băieții mei, unul dintre ei merge și la RWA. Era frumos să-l vedem și pe Iorgu, costumat în Iorgu. Nu știu dacă merg și la cel de toamnă, nu știu dacă merg și la Halloween, dar mișto evenimentele de genul, îmi plac. 3 zile n-avea rost să merg, ca și văzut aceleași treburi. Sâmbăta a fost țâța de mâță, bomboană pe colivă și aia a fost. M-am dus cu Boltul, hai să vă zic. Și când m-am suit în Bolt, face șoferul: bă, ce dracu te-ai pictat, bă, pe față? Și zic, mă duc la un bal mascat și trebuie să mă... să fiu în rând cu lumea acolo. Bine, păi am explicat că merg la Comic-Con. Și acasă m-a adus Hidden. Și eram oprit în coloană undeva, nu știu, mai încolo un pic de Rome Expo de unde am plecat. Și erau unii în dreapta, se uitau, făceau ăla de păscă unii în dreapta. I-am citit pe buze: bă, ce dracu e neregulă cu tine? Și ce am zis? Vin de acolo. Frumusețea mare că la cât i-am ținut pe ea de vorbă, Hidden era pe linia de tramvai. Și ne-am băgat în fața lor tare, le-am distras atenția. Să nu mai stăm încadrați necorespunzător. Da. Cam ăsta ar fi videoclipul meu despre Comic-Con. Cei care v-ați făcut poze cu mine, puteți să-mi dați tag. Poate sunteți unii care v-ați făcut poză cu mine și nu știați că sunt eu, ceea ce ar fi interesant și vedeți acum pentru prima dată chestia asta. Vă aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce costume mișto ați văzut. Eu l-am văzut inclusiv pe unul care era Michael Myers și avea și o boxă după el să se audă melodia. Și m-am dus cu telefonul, i-am băgat telefonul în ochi, lanterna, se dau flash, n-a luat flash și am țipat: are Lightborn! Și cine era jucător de DBD a început să râdă, s-au prins și apoi mi-a dat Mori. Am avut Pyramid Head, au fost oameni din TF2, era un puș cu pește, cum are scoutul din TF2, dar nu m-a auzit când l-am strigat, că voiam neapărat peștele lui. Multe poze n-au ieșit cum trebuie, că tot trecea lume pe acolo, dar măcar, na, și am pus și clipul ăla scurt în care l-am întrebat pe Iisus ce părere are despre rockeri. Iisus a intrat cu crucea. Poate data viitoare mi-au o bâtă ceva de burete sau de carton, că n-aveam voie cu bâtă originală. Are taică-mi o bâtă și e cam tocită. Și nu, n-o să repet gluma pe care a zis-o Crom că o folosea să mă bată taică-mi când era mic, că da, e tocită. Da, poate îl convinc pe Crom data viitoare să-i costumeze. Pe data viitoare și mai dați-mi sugestii de locuri unde să mă duc să fac vlog. Că data viitoare poate o să fac vlog la Comic-Con, cine știe. Îl iau pe Daniel cameramanul, îi pun camera pe piept, că tipul e înalt, e mai mare cât trepiedul. Și mă va filma. Dar până atunci, să ne auzim cu bine. Pe data viitoare, ciao les!